Alexander Lukashenko avertizează că va avea loc o baie de sânge în cazul în care opoziția din Belarus obține puterea. El susține că va urma un scenariu similar cu cel din Ucraina, în care țara va fi divizată și va porni un război civil. Știu că dacă ei vin la putere, vor distruge tot, vor începe să ucidă oameni și copiii acestora. Aceasta nu va fi lustrație, așa cum spun unii, va fi o baie de sânge. Ce s-a întâmplat în Ucraina va părea o plimbare în parc, a avertizat președintele Belarus. Rusului. Lituania, Estonia și Letonia i-au inclus pe lista neagră pe președintele Belarusului, Alexander Lukashenko, și pe alți aproximativ 30 de înalți funcționari ai regimului său pentru presupusă fraudă electorală și pentru represiune împotriva manifestațiilor pro-democrație. Lukashenko a evocat luni ideea unui referendum constituțional pentru a calma ampla mișcare de contestare ce are loc în Belarus de 3 săptămâni, fără a face alte precizări privind modalitățile de desfășurare, calendarul sau conținutul consultării populare. Scrutinul din 9 august, în urma căruia Lukashenko a fost reales președinte, a declanșat un inedit val de contestare împotriva liderului autoritar aflat la putere din 1994, ce a culminat 3 duminici la rând cu manifestații la care au participat circa 100.000 de persoane doar la Minsk.